Bună seara, bine v-am regăsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, ca de fiecare dată discutăm despre cele mai importante știri ale zilei și ca de fiecare dată vă invit să interveniți, să sunați. Un număr de telefon vă așteaptă cu generozitate și nerăbdare, astfel încât dumneavoastră să vă puteți exprima așa cum și când credeți de cuvință. Subiecte avem destule, dar eu mă încăpățânez să vorbesc despre ce se mai întâmplă în zona COVID-19. Fac asta nu pentru vreo plăcere personală, ci pentru că este chiar subiectul care ne afectează viețile în fiecare zi. Mai sunt și alte subiecte, vom trece și la ele, deocamdată însă să spunem că astăzi s-au vaccinat cele mai multe persoane din totdeauna în România. Este vorba de 91.778 de persoane vaccinate anticovid în ultimele 24 de ore. Ceea ce este desigur foarte bine, Crește capacitatea de vaccinare, avem și vaccinuri, stăm mai bine decât alte țări din punctul ăsta de vedere și asta nu poate decât să ne facă să ne bucurăm. Adică noi, românii, avem șansa să revenim la o viață normală, atât cât mai poate fi ea de normală, mai repede decât alții. Avem șansa, desigur, să putem să circulăm, să intrăm în uh, magazine sau în restaurante, să se redeschidă industria uh, și așa mai departe, pentru că ne vaccinăm. Așadar, o șansă importantă și se pare o parte dintre noi se grăbesc să profite de ea. Astfel, conform informațiilor transmise miercuri seară de Comitetul Național de Coordonare Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore au fost administrate 91.778 de doze, dintre care 63.546 ca prima doză, 28.232 ca apel. Până acum au fost administrate în total 4.487.643 de doze, adică 2.801.000 persoane au fost inoculate cu cel puțin o doză, unele cu două. Suntem în continuare în apropierea pragului de 3 milioane. Rămâne de văzut și vom discuta și mai departe despre asta dacă vom ajunge la cele 5 milioane care SAR se preconizează ca plafon. Și nu mai este doar opinia mea, o să vedeți că e și un sondaj de opinie pe această temă. Dar astăzi a ieșit fum alb la Palatul Victoria, coaliția a ajuns la o înțelegere și avem ministru al sănătății, este vorba despre Ioana Mihailă. Este noul ministru al sănătății, a depus jurământul, iar Claus Iohannis a zis: Mă bucur, îl citesc, deci că în coaliție s-a găsit un modus vivendi. Care ne dă speranțe că lucrurile vor merge și mai bine. Modus vivendi nu este vreun carcalac, nu este vreo boală venerică. Modus vivendi este un mod de a conviețui sau de a trăi, de a conviețui în cazul de față. Așadar, s-a găsit o modalitate de a se suporta cei care au intrat în conflict. Ioana Mihailă, desemnată de USR Plus la conducerea Ministerului Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu, a depus jurământul miercuri seară și a spus mă bucur că în coaliție, ia, Iohannis, mă bucur că în coaliție s-a găsit un modus vivendi care ne dă speranță că lucrurile vor merge și mai bine, a spus Iohannis în ceremonia de investire, el cerând guvernului să o sprijine pe Mihailă. Așadar, ceremonia are loc după ce decretul de numire al Ioanei Mihail a fost semnat de Claus Iohannis. El a spus după depunerea jurământului, doamnă ministru, preluați astăzi un minister foarte complicat într-o perioadă extrem de dificilă de pandemie, vă doresc multă putere de muncă și succes, e un moment bun să vă spun că sunt foarte bucuros că modus vivendi doresc și guvernului să găsească o colaborare foarte bună între membrii guvernului să o sprijiniți, coaliției de guvernare doresc mult succes, să terminăm cu rezultate, sper foarte mult că printr-o campanie de vaccinare de succes să reușim ca până în vară să ieșim din pandemie. Cine este Ioana Mihailă? Are 41 de ani, este medic endocrinolog, fost candidat al Alianței USR Plus la primăria Ora de anul trecut și secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu. A fost propusă miercuri pentru funcția de ministru al Sănătății. Ioana Mihailă va fi al patrulea ministru al Sănătății în timpul pandemiei după Victor Costache, Nelu Tătaru și Vlad Voiculescu. Nominalizarea are loc la o săptămână de la demiterea lui Vlad Voiculescu, așadar o săptămână de criză încheiată astăzi. Ioana Mihailă și soțul său, medic la rândul lui, au înființat o clinică privată la Oradea. Este absolventa Facultății de Medicină din cadrul Universității Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. S-a clasat printre primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidențiat. A profesat ca medic endocrinolog. În 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea de gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite în satele din județul Bihor. Asta este foarte bine. Doamna Mihailă vine de aici din mediul privat. Eu mă întreb cât de pregătită poate fi ea să înțeleagă toate hachițele și toate coordonatele mediului de stat. Și, desigur, mai avem o... Problemă și ne gândim la ea. Sperăm că doamna Mihailă nu va avea în vedere mai ales interesul privaților în toată această poveste, pentru că știm cum funcționează sistemul medical în România. Foarte multe fonduri, să spunem, de stat, fonduri publice, se duc înspre susținerea activității private a spitalelor uh, private. Și sperăm, deci, că nu își vor găsi privații nu țin neapărat să facă această diferențiere categoric, dar știm că sistemul de stat este pe de o parte parcă subfinanțat, nu se prea descurcă și o parte din bani sau mulți bani se duc în mediul privat, trebuie să fie un echilibru pe undeva. Dacă echilibrul ăsta se strică pentru că e cineva care vede mai ales interesul privatului, nu este bine. Să sperăm deci că doamna Ioana Mihailă nu va fi acest tip de ministru. La capitolul Avere, Ioana Mihăilă deține trei case în Oradea, trei terenuri intravilan în Oradea, un apartament în Cluj, un spațiu comercial în Oradea, un autoturism și peste 400.000 de, lei în conturi. Ioana Mihăilă a încasat anul trecut, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, dividende în valoare de 137.000 și 382.850, fără a preciza dacă este vorba despre lei sau euro, și a acordat USR un împrumut de 20.000 de lei în campania electorală. Așadar, doamna este așezată bine din punct de vedere financiar și sperăm și tragem nădejde că bunele ei, intenții și competența ei se vor duce spre binele public și vor ajuta mai mult decât au făcut-o miniștri dinainte ei, că va fi mai înțeleaptă, mai, mai echilibrată, va ști cum să pună problema astfel încât să beneficiem noi, adică mulți posibil pacienți sau chiar pacienți din România. Bun, să rămânem cumva în zona guvernamentală. După cum bine știți, Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a avut o exprimare, să zicem, nu știu dacă nefericită, în orice caz puțin accentuată la adresa prim-ministrului Florin Câțu, pe care l-a numit un zombi politic. Acum, zombii pot fi chiar și simpatici. Dacă urmăriți serialele sau filmele cu zombi și ele vă plac, s-ar putea să găsiți oarecare simpatie pentru Florin Câțu. Dacă nu, nu. Ce este un zombi politic este un personaj, o persoană politică, rămasă fără sprijin. La asta se referea, se pare, Cătălin Drulă. Numai că uh, exprimarea mai degrabă bolovonoasă a lui Cătălin Drulă nu, evident, nu i-a fost pe plac lui Florin Cățu. Și Florin Cățu a și -a amenințat că o să-i demită pe toți cei care îl critică, inclusiv pe cei care l-au criticat. Adică era pe lista posibililor viitori de și domnul Drulă. Între timp însă s-au mai calmat spiritele, iar Cătălin Drulă a ieșit cu uh, o declarație care mi se pare foarte hazlie. El spune așa. Săptămâna trecută, coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci s-a spus. A declarat uh, ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Întrebat cum comentează situația tensionată din guvern după ce în urmă cu câteva zile pe fondul scandalului de miterii ministrului Vlad Voiculescu Drulă, care este și vicepreședinte USR Plus, l-a numit pe premierul Cățu un zombi politic. Săptămâna trecută, coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci s-a spus, poate fiecare am exagerat, nu vreau să mai redeschidem răni. Am avut discuții și în privat cu premierul, care vor rămâne private. Eu sunt un om de echipă și loial când funcționăm ca o echipă. Important e actul de guvernare, a declarat Drulă. Acum mi-amintesc foarte bine despre o replică lui Gigi Becali, care nu mai știu cu cine se porcăise. Și a zis, el m-a făcut zdranț, eu l-am făcut hahaleră, dar nu ne-am jignit. Cam așa sună și declarația lui Drulă în aceeași notă, așadar el a făcut pe câțu zombi politic, câțu o amenința că îl demite, că este puțin cam obraznic, dar nu s-au jignit. Important este că sunt în continuare o echipă și merg mai departe. Sigur că putem să ne îngrijorăm, putem din potrivă să zâmbim. Eu aleg să zâmbesc în această situație și să am încredere în premierul Florin Câțu și în echipa lui. Florin Cîțu spune este vorba despre conștiința mea și onoarea celor care fac astfel de declarații, pentru că era vorba despre o posibilă remaniere a lui Drulă. El a spus că miniștrii vor fi evaluați în baza a ceea ce fac, nu pentru ceea ce spun, dar haideți să o zicem că și cuvintele sunt fapte. Și dacă nu sunt folosite corect, aceste cuvinte se transformă, au consecințe. Diferențierea între fapte și cuvinte este un mod, să zicem, elegant, puțin sofistic al premierului de a ieși dintr-o situație din care cred că ar fi vrut să iasă cu securea, cu sânge, dar pentru că nu se poate, pentru că e un moment de criză și pentru că nu e așa, nu ne permitem astfel de uh, conflicte prelungite, premierul Florin Câțu a ieșit elegant și sofistic și foarte bine a făcut, îl susțin. <coughs> dar dacă vorbim despre sânge pe pereți, despre conflicte mocnite între parteneri. Haideți să vorbim un pic și despre Marcel Ciolacu și Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, după cum probabil ați auzit deja că a fost una din știrile zilei, se cam pregătește să iasă din închisoare. A primit un aviz favorabil în această privință și deci ar putea să iasă. S-a mai condensat timpul pentru el și iată-l pregătit să respire din nou aerul comun, aerul românilor. Nu ne bucurăm, nici nu ne întristăm. Dacă asta spune legea, legea trebuie respectată. Dragnea, nu e așa, este, asta este un scenariu prezentat de simpatizanții lui. Este un, o victimă a statului paralel, a serviciilor, a celor care l-au vrut înfundat, care n-au văzut că este un salvator al neamului. Am auzit, să știți, acest tip de discurs și, desigur, l-am ascultat cu obiectivitate. Nu mi-am făcut cruce. Și n-am simțit că îmi crește temperatura de indignare. Așadar, sunt oameni care cred asta și cred că martirul este eliberat. Ce crede Marcel Ciolacu despre această întrebare? Legat de o posibilă revenire în PSD a lui Dragnea, în cazul căruia Comisia din Penitenciară a aprobat eliberarea condiționată, spune că, citez, este o discuție care nu și are rostul în acest moment. Întrebat dacă îl va contacta când iese din penitenciar, Ciolacu a spus că este posibil să facă acest lucru, însă ca om, nu din postura de președinte de partid. Nu știam că se poate. Haideți să vedem. E dreptul constituțional al domnului Liviu Dragnea să ceară liberarea condiționată? Presupun că nu e singurul român care a solicitat acest lucru aflat în situația respectivă. Nu cunosc ce prevede condamnarea domnului Dragnea, cât timp nu are voie să facă politică, interdicțiile cetățenești, dacă există așa ceva. E o discuție care nu-și are rostul în acest moment, a afirmat liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a fost întrebat într-o conferință de presă dacă mai are loc în PSD Liviu Dragnea. Și despre faptul că Vasile Dâncu spunea că orice persoană care și-a ispășit pedepsa poate să revendice un loc în partid. Evident că Vasile Dâncu, eminența cenușie a PSD-ului, încearcă să destabilizeze un pic poziția prea liniștită a lui Marcel Ciolacu și aruncă așa o pisică în curtea acestuia, o pisică moartă evident în curtea lui Ciolacu, încercând să-l facă să se simtă mai puțin sigur pe el pe domnul Dragnea, în acest moment nu, ca om e posibil să fac acest lucru, dar nu din postura de președinte al partidului și Dâncu i-a aruncat pisica Ciolacu face și el ce poate cu ea, nu îi iese chiar bine e puțin stângaci, se vede că nu este chiar confortabil cu ideea că Dragnea ar putea să revină pentru că Dragnea este totuși în acest moment, o spun din nou, văzut de o parte din adepții săi, un martir al statului paralel un bărbat de stat, un bărbat adevărat, care poate salveze statul. Nu știm de ce, de cine, dar poate să-l salveze. Nu ca Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, încercând o imagine ceva mai spălată, care nu îl prinde cu necesitate, dă impresia că este slab sau chiar foarte slab. Și poate chiar este. Momentan însă, cred că PSD-ul nu poate, nu își permite să fie mai mult decât foarte timid și discret și civil ca să nu zic chiar civilizat, și atent la ce se întâmplă, și atent să nu greșească într-o perioadă în care greșești ceilalți destul și e suficient ca partidul de opoziție doar să tacă și să se adune procentele de la sine acolo în tolba lui. Dar haideți să facem un sal de la politici uh, interne la un soi de politică externă și mă întorc în felul ăsta la vaccinul Pfizer, mai precis la prețul lui ne vaccinăm cu acest vaccin, preferăm nu să ne vaccinăm cu Pfizer, are cea mai bună presă, nu ca AstraZeneca sau mai rău ca vaccinul chinezesc sau ca cel rusesc, are o presă foarte bună și noi știm că l-am făcut, nu e așa, gratuit, nimeni n-a plătit pentru el. Asta nu înseamnă însă că este gratis, nu înseamnă că nu se plătește pentru fiecare doză de vaccin care ne-a fost administrată. Uniunea Europeană plătește 15,5 euro pentru o doză de vaccin anticovid al Pfizer-BioNTech potrivit primului contract pe care l-a semnat cu cele două companii, document dezvăluit de ziarul spaniol La Vanguardia. Așadar, 15,5 euro per doză. Informația a fost publicată și de agenția Reuters, care spune că în mod eronat, multe ziare au scris până acum despre un preț mai mic, adică 12 euro, pe baza unui tabel cu prețuri publicat de un politician belgean pe Twitter în numai câteva luni, acesta ștergând ulterior postarea, Twitter. Potrivit contractului cu Pfizer, dezvăluit de la Vanguardia, UE a fost de acord să achită un preț de 15,5 euro pentru primele 200 de milioane de doze și pentru cele 100 de milioane din clauza suplimentară, urmând să plătească ulterior 17,5 euro per doză. Apoi a semnat un contract pentru încă 300 milioane doze, însă a anunțat că prețul va rămâne același ca în primul contract. Contractul făcut public miercuri arată că Uniunea Europeană a făcut în decembrie o plată anticipată de 700 de milioane de euro către Pfizer și BioNTech pentru a-și asigura primele 200 de milioane de doze. Bruselul negociază acum un al treilea contract pentru un total de 1,8 miliarde de doze cu cele două companii, la prețul de 19,5 euro pe doză, contract ce va avea condiții mai stricte de livrare și opțiunea ca Uniunea Europeană să comande vaccinuri îmbunătățite contra noilor tulpini de coronavirus. Mi se pare cea mai spectaculoasă afacere a momentului, iar noi beneficiem gratuit de aceste vaccinuri. Trebuie să știm însă și cât costă ele și, desigur, UE plătește, dar statul român nu înseamnă că le primește gratuit. Cu siguranță bani se duc în această direcție și încă unii uh, foarte uh, mulți. Dar rămâne să vedem uh, câți sau se vor mai vaccina cu, uh, această, cu Pfizer sau cu orice alt vaccin. Și o veste bună pentru Constanțeni: incidența al municipiul Constanța a scăzut sub 3,5 cazuri la 1000 de locuitori, mai exact 3,49, ieri era 3,58. Nu putem decât să ne bucurăm, înseamnă că lucrurile se așează pe o direcție fericită din punct de vedere epidemiologic și ne putem în sfârșit relaxa, putem respira, putem să trăim parcă mai puțin în frică. Și avem nevoie de așa ceva. Trebuie să fie efectul conjugat al razelor de soare, al primăverii și al vaccinurilor, pentru că mulți dintre noi suntem deja vaccinați și suntem prin asta protejați. Așadar, în municipiul Constanța, 3,49 cazuri la 1000 de locuitori la 14 zile, în Mangalia, 2,93, în Megidia, 2,41, în Cernavodă, 2,03, în Eforie, 2,17, în Hârșova, 1,64, în Murfatlar. 3,71 este un trend descendent care sperăm se va menține și o zic din nou: probabil că la vară vom fi chiar liniștiți, mai liniștiți decât anul trecut, iar în toamnă, prin octombrie-noiembrie, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când va veni așteptatul, anunțatul deja val 4 al pandemiei, poate că vom fi deja mai liniștiți, mai protejați, mai experimentați, mai atenți și, deci, vom putea să ne ducem viețile așa cum credem de cuvință, fără să ne uh, mai îngrijorăm, așa cum am făcut-o uh, de un an și mai bine încoace. Stimați respectatori din Constanța și încă o veste bună, monumentul istoric numit Pasarela Regală, din stațiunea Mamaia, Pasarela de la Casino, ar putea fi reabilitată și pusă în valoare pentru că soarta acesteia se află de acum în mâinile reprezentanților Ministerului Culturii scrie focuspress.ro Aceasta pasarela, după cum știți, că am și vorbit aici în emisiune, a fost acoperită cu nisip spre conservare în cadrul procesului de înnisipare. Acolo, dacă n-ați mai fost de mult, să știți că plaja s-a lărgit spectaculos, iar această lărgire, acest nisip adus din larg, a acoperit pasarela. De ce s-a întâmplat asta? De ce n-a putut fi reabilitată în timp util? De ce s-a ajuns la asta? Pentru că, n-aș spune doar pentru că trăim în România, pentru că avem oameni ocupați, miniștrii sunt ocupați, oamenii care conduc sunt ocupați, niciodată nu se știe cu ce precis, dar ei sunt ocupați și n-au timp de nimicuri. Deputatul liberal Bogdan Bola a anunțat pe pagina sa de socializare faptul că Ministerul Economiei și Turismului și a exprimat acordul privind transferul dreptului de administrare a podului cu bar maritim, adică a pasarelii din fața cazinoului din stațiunea Mamaia, în favoarea Ministerului Culturii. Astfel se pot întreprinde demersuri pentru accesarea fondurilor europene necesare în vederea restaurării monumentului istoric. Să ne înțelegem însă, Ministerul și-a manifestat disponibilitatea pentru ca această pasarelă e doar um, o vorbă. Adică Năsui a zis da, a, a, sunt de acord. E doar uh, începutul începutului, este doar prima literă a alfabetului. De aici urmează punerea în mișcare a aparatului birocratic, a hârtiilor și așa mai departe. Um, când spunem că ar putea fi reabilitată și pusă în valoare, sigur că da, pasarela putea fi și înainte reabilitată și pusă în valoare, doar că nu s-a putut, pentru că funcționarul român, mai ales când este la vârful ministerului, habar n-are ce mai face. Subiectele sunt toate prea mici pentru el. Învârtelile sunt mereu mai importante. Cum se întâmplă și în Constanță, să ne înțelegem. Așadar, până în acest moment, deci, această pasarelă nu a putut fi preluată de Ministerul Culturii, care ar fi putut să dea drumul unor proiecte cu fonduri europene. Spune Bogdan Bola, această măsură este vitală deoarece doar cultura poate accesa fondurile necesare pentru reabilitare și au specialiști capabili să salveze acest monument istoric în așteptarea prelorii de către Ministerul Culturii, Administrația Națională Apele Române prin ABADL pentru a proteja structura extrem de a monumentului a decis acoperirea cu nisip a monumentului, eliminând astfel expunerea sa directă la forțele naturii, mediul sărat al mării, vânturile și valurile puternice, etc., unde a și stat până acum, de altfel să ne înțelegem. Altă soluție nu exista. Așa cum rezultă din răspunsul pe care mi l-au adresat, domnul ministru Năsui urmează a întreprinde demersurile legale în acest scop, cel de transfer a dreptului de administrare către Ministerul Culturii. Așadar, <coughs> suntem la începutul procesului, rămâne să vedem cât va dura procesul de transfer, dacă se va încheia vreodată și dacă ministrul Năsui își va face timp să se ocupe de hârtii. Ce mai spune Bogdan Bola? Încă nu ne mai permitem, însă nu ne mai permitem să așteptăm iarăși luni de zile pentru ca un ministru să se aplece și asupra problemelor noastre și să transmită niște simple documente. Voi continua să depun toate diligențele necesare pentru a urgenta acest proces, Chiar și cu riscul de a-mi atrage anumite antipatii, se arată în postarea acestuia. Ei, domnul Bola, vă simpatizăm noi, lăsați, nu vă mai faceți griji, nu vă mai alintați cu antipatiile pe care vi le-ar putea adresa uh, vreun uh, năsui. Faceți-vă treaba, vă vedem, uh, înțelegem și știm că, nu ține probabil de dumneavoastră, e un drum lung, se anunță e o veste bună, măcar faptul că Năsui și-a îndreptat ochișorii în direcția pasarelei din Mamaia și uh, și-a dat un acord așa de principiu în mare uh, și probabil, spunem din nou, se va putea pune procesul de transfer al pasarelei din Ministerul Turismului și Economiei la Ministerul Culturii. Doamne ajută! Știm cam ce se întâmplă însă cu proiectele când ajung să se împotmolească pe masa vreunui ministru la vreun minister pe undeva. Și acum stimați telespectatori, să mergem la uh, o știre care îi va bucura pe toți creștinii. Ne pregătim de florii, ne pregătim de înviere. Și ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut când slujba de înviere a avut un caracter mai degrabă e nu știu cum să-i spun. De reculegere. N-a mai fost obișnuită vânzoleală bucuroasă, n-a mai fost obișnuita frenezie sau mișcare dezordonată cu ocazia slujbei sau chiar nopții de înviere. A fost o slujbă mai degrabă funebră, îndrăznesc să spun, cu jandarmerie, cu n prea sfinția sa venind mascat de pe mare, purtând lumina, niște imagini care au fost chiar inedite pentru activitatea liturgică de la malul Mării Negre și, desigur, în toată țara. A fost la fel. E bine, anul ăsta se pare că situația se schimbă un pic și mai ales președintele Iohannis a venit să spună asta. Cu alte cuvinte, deci de la cel mai înalt nivel ni se dă voie să ne mișcăm liber. Nu vor fi restricții suplimentare în noaptea de înviere, iar restricțiile de circulație vor fi ridicate pentru ca oamenii să poată participa la slujbele de Paște, a declarat președintele Claus Iohannis sublinind că hotărârea de guvern în acest sens nu va fi modificată. El a mai spus că autoritățile nu vor interveni în modul în care bisericile își vor organiza slujbele. În sfârșit se pare între activitatea liturgică, patriarhia română și guvern sau președinție, președinție nu există de data aceasta, anul acesta, interferențe. Anul trecut au fost. Mă întreb ce zice Raed Arafat despre asta. Întrebat despre declarațiile Florin, premierului Florin Câțu, care spunea că slujba de înviere va, ofici, va fi oficiată cu credincioși în aer liber, deși hotărârea de guvern permite accesul în biserică, Iohannis a afirmat că actul normativ nu va fi modificat, astfel că nu vor fi impuse restricții în noaptea de Paști. În noaptea de înviere restricțiile de circulație se ridică, așadar creștinii vor putea să participe la slujbele de înviere nu vor trebui declarații pe proprie răspundere. Biserica va organiza slujbe așa cum e datina, nu ne amestecăm în felul în care e organizată slujba la biserică. Știm că o parte de slujbă se ține afară, apoi creștinii vor lua paștile și om doresc ca totul să se desfășoare în liniște și bună rânduială. Aceste lucruri sunt prevăzute în hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă care e în vigoare și nu vor exista modificări, nu vor fi restricții suplimentare în noaptea de înviere, din potrivă vor fi mai puține restricții pentru că ne dorim ca oamenii să vină la biserică, a spus Iohannis. Așadar, dezlegare din partea lui Iohannis la mers fără niciun fel de restricții, mă rog, cu mini restricții probabil, la slujbă, de la slujbă, cu alte cuvinte, deci haideți să spunem că începem să vedem Lumina învierii de la capătul tunelului și nu ne mai îngrijorăm că trebuie să venim, de exemplu, din Valul Traian la Constanța, la biserica noastră de suflet, așa cum am discutat la un moment dat în această emisiune. Cred că mai este un fapt pozitiv în această atitudine a președintelui Iohannis. Le ia muniție celor care s-au obișnuit să o folosească pentru a-și mai crește un pic imaginea de martiri ai neamului, de apărători ai bisericii, de. Uh, mă rog, uh, revoluționari în numele Domnului, așadar uh, tipul ăsta de atitudine e unul care stinge cumva uh, conflictul pe care mulți, fie că fac parte din uh, ierarhia bisericească, fie că fac parte din partide politice de mare succes recent, așadar uh, aceștia sunt cumva uh, anihilați în acest moment pentru că președintele nu le a mai dat uh, muniție. Ce-ar fi fost dacă președintele ar fi spus, uh, trebuie cu bun simț să menținem niște restricții ca să nu se înghesuie oamenii, ca să nu se să nu prolifereze coronavirusul? Păi cred că mâine, ce mâine, astăzi, în seara asta, vedeam gerbe de foc ieșind uh, dinspre uh, piața Ovidiu sau dinspre București, dinspre Aur și dinspre alte zone mai mult sau mai puțin turbulente când e vorba de gălăgie și... Uh, uh, manifestarea, nu așa, independenței, libertății, autorității, demnității, etc., etc., etc. Bun, consider că asta este o veste foarte bună. Vești bune vin și din alte părți. Și înainte de pauză, să vă spun doar, poate interesant, în Danemarca se redeschid cafenelele și restaurantele. Se vor redeschide și la noi curând, sunt sigur, și în Constanța, doar când în Danemarca este nevoie de pașaport de sănătate pentru a putea intra la muzeu sau la restaurant. noi cu muzeu mai puțin, chiar, chiar sunt obraznici, ne cer pașaport de sănătate să intrăm la muzeu, dar ce noi intrăm la muzeu? În sfârșit, dar când e vorba de restaurant, de cărciumioară, cred că devenim ceva mai interesați. Odată cu redeschiderea muzeelor, a cafenelelor, barurilor, restaurantelor și a teraselor, Copenhaga revine de astăzi la un aer de normalitate, datorită menținerei unei situații stabile privind COVID-19, relatează AFP. Danemarca a decis să accelereze redeschiderea și de miercuri seară fanii se vor întoarce în tribune, pentru meciurile de fotbal din Superliga, prima divizie a fotbalului danez. Pandemia nu s-a terminat, dar avem impresia că ne apropiem de ultimul capitol, a declarat pentru AFP Darcy Miller, proprietarul unei cafenele din centrul capitalei daneze. E puțin cam optimist, dar trebuie să fii optimist ca să nu se deprime mai rău. Oamenii obișnuiți merg la terase încântați că își pot degusta cafeaua în cești adevărate. La câțiva kilometri, Muzeul Național a amenajat corturi mici pentru a verifica dacă fiecare vizitator cu mască are pas." Ca un corolar al redeschiderii, prezentarea acestui pașaport de sănătate, care atestă un test negativ cu mai puțin de 72 de ore înainte a unei vaccinări sau unei recuperări recente în urma COVID-19, este cerută pentru a putea intra la muzeu sau la restaurant, unde este necesară rezervarea, dar nu și pentru terase. La Muzeul Național salutăm această revenire aproape de normal. Este o zi cu adevărat specială să redeschidem după 5 luni, a declarat directoarea adjunctă a Instituției Culturale, Ani Morgensen. În pofida acestei mari redeschideri, elevii din învățământul secundar rămân parțial în învățământul la distanță, și mulți angajații a căror prezență nu este obligatorie la locul de muncă sunt încă în telemuncă. Deși cluburile de noapte sunt încă închise, cinematografele, teatrele și sălile de concert urmează să se redeschidă la 6 mai. Ne uităm înspre Danemarca și vedem ce se va întâmpla în viitor apropiat și în România, când se va produce, o, sperăm, marea relaxare cea care ne va permite să respirăm liniștiți chiar și prin mască și să spunem hai că am trecut domnule după un an jumate poate chiar doi se vor face a trecut nenorocirea asta să vedem cu ce ne lasă din punct de vedere economic, social și chiar psihologic dacă nu cumva de dreptul psihiatric luăm acum o scurtă pauză revenim și discutăm despre alte multe Am revenit pentru a vă vorbi un pic despre marele rival ca municipiu al Constanțenilor, Clujul. Noi mereu ne uităm înspre Cluj și, și ne crucim de uimire că oamenii ăia sunt capabili să vorbească despre o linie de metrou, metrou în Cluj și acolo e Salariul mediu, de multe ori mai mare decât în Constanța, și acolo totul pare să meargă bine și de acolo și pe acolo curg lapte și miere și administrația merge de minune ca unsă, iar noi de aici din Constanța ne uităm, ne scărpinăm așa în creșteta nedumerire, ridicăm din numeri și cam asta ar fi. Așadar, suntem mereu noi Constanțenii în această antiteză, hai să spunem până la urmă nedreaptă față de noi sau față de Cluj poate față de ambele tabere, în această antiteză, și mereu când mai auzim despre câte ceva bine făcut în țară, imediat ne gândim că s-a întâmplat în Cluj, că doar unde era să se întâmple, unde în altă parte. Dar să știți că avem ocazia să fim invidioși și pe alții, nu doar pe Clujeni, să mergem cu invidia, să ne îndreptăm focusul înspre Iași, acolo unde se va construi primul spital regional de urgență din România. Spitalul va costa peste 420 de milioane de euro. Construirea primului spital regional de urgență din România costă o sumă fabuloasă, fiind cel mai scump proiect de acest fel din istoria țării. Banca Europeană de Investiții oferă o finanțare de 250 de milioane de euro pentru unitatea medicală de la Iași. Pași importanți pentru construirea primului spital regional de urgență din România la Iași. Mars 20 aprilie, ministrul finanțelor Alexandru Nazare și Christian Kettle Thompson, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, au semnat contractul de finanțare dintre România și Bancă în valoare de 250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional Iași. Costul total net al obiectivului de investiții este estimat la circa 420,9 milioane euro. Noi punem deoparte această cifră, știm că ea se va dubla, dacă nu cumva mai mult de atât. Dar va atinge miliardul. Dar, pentru început, ca să putem începe, de deci ce bine să avem o estimare de tipul ăsta optimist, o sumă foarte mare, dar la un moment dat o să vedem și miliardul apărând la orizont. Bun, dar să nu anticipăm prea mult. Conform contractului de finanțare, împrumutul acordat de BEI reprezintă, Banca Europeană de Investiții reprezintă. 59,4% din costul net aferent obiectivului. Diferența la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului se va asigura din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat după cum va fi necesar. În calitate de ministru al finanțelor, consider că bugetul pentru sănătate are caracter prioritar și voi continua să susțin investițiile în sectorul sanitar atât de necesare în țara noastră. Termenul de implementare a proiectului este de șapte ani iar ultima tragere din creditul B este prevăzută în aprilie 2028. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 27 de ani și reprezintă cel mai mare sprijin oferit până acum de Banca Europeană de Investiții pentru Sistemul de Sănătate din România. Acest prim spital regional de urgență va avea 1000 de paturi. Va fi un punct de referință pentru rețeaua de spitale din regiunea nord-est, o capacitate totală de 850 de paturi pentru internare continuă. 113 paturi și târgi mobile pentru servicii de îngrijire ambulatorie, va înlocui infrastructura învechită și fragmentată a Spitalului Clinic Județean de Urgență, va fi organizat pe centre de îngrijire, heliport pe acoperișul spitalului. Ce să ne stimați telespectatori, este minunat că se întâmplă asta, iar noi, constanțenii, privim, nici nu știu cum să spun, cu ce tip de privire, poate puțin invidioși, poate puțin admirativ, poate puțin întrebându-ne de ce nu s-o fi putut face ceva cât de cât pe acolo și aici la noi în Constanța, de ce nu suntem și noi pe listă, pentru că Iașu este, Clujul este, sunt Brașovul este, noi, Constanțenii, de ce nu prindem loc pe liste niciodată? Dumneavoastră observați că noi, Constanțenii, la București ne luptăm pentru mize, hai să spunem mai degrabă simbolice, cum ar fi să nu se îngroape pasarela, să se îngroape pasarela, dar să se dezgroape și să se recondiționeze. Îi mulțumim ministrului Năsui că și-a îndreptat în sfârșit privirea înspre Constanța și înspre nevoile noastre legate de pasarela din Constanța sau de castelul reginei Maria din Mamaia. Noi ă, suntem la nivelul ăsta și suntem mulțumiți că Năsui sau orice altă întrupare a autorității la nivelul ministerului se uită înspre noi la acest nivel. Aici, noi aici ne batem, noi suntem cam uh, uh, legați de mâini și de picioare, observ. Ai noștri par să aibă mize foarte, foarte mici, importante, nu-i vorbă simbolic, da, fiecare cât poate, nu-i vorba, avem nevoie de asta, dar poate că ar trebui să ridice și ai noștri, reprezentanții regiunii noastre, să ridice miza, domnule, să ceară ceva mai mult decât atât. Am impresia că noi, Constanțenii, suntem uh, foarte modești în cereri, în aspirații, suntem modești în realizări, noi ne împotmolim ca administrație locală la un regulament al parcărilor, îl reluăm și după ce se va pune iar la vot, iar va fi un mare scandal în jurul lui, pentru că iarăși pare că administrația intenționează să ia bani, că nu are bani de fapt și chiar despre asta este vorba, dar nu avem parcometre și noi ne învârtim în jurul unor subiecte mici. Aceste subiecte ar fi trebuit probabil rezolvate în marș triunfal ar fi trebuit rezolvate ușor, astfel încât să putem avea o perspectivă ceva mai amplă. noi tot răcăim pe Bulevardul Aurel Vlaicu, acolo unde trei echipe compuse din doi oameni se străduiesc să pună niște pietre în niște șanturi să poate de trei luni de zile. Iar administrația, bravo ei, ne bucurăm, a venit acum o săptămână sau weekendul trecut și a zis vom supraveghea mai îndeaproape ca să meargă mai bine lucrările da, e, e bine că se întâmplă asta, e bine că administrația se implică și la acest nivel, e foarte bine, dar cred că trebuie ceva mai mult. Cred că e nevoie de ambiții mai mari. Pe de altă parte, acolo unde discursul administrației locale pare să fie ambițios, am impresia că e ambițios din nou mai degrabă pe Himere. Mă gândesc doar la minunata idee de a înscrie Constanța în cursa pentru Capitala Mondială a Cărții UNESCO din 2022-2023, când se va întâmpla. E foarte bine că s-a întâmplat asta. Va ajunge, sau ce șanse are Constanța să ajungă Capitala Mondială a Cărții UNESCO? Asta n-am auzit. Îmi place foarte mult acest proiect, sunt primul care îl susține, mă uit însă cu. Scepticism la șansele de reușită ale proiectului. Eu o reușită în sine că am depus proiectul, dar nu cumva ne mulțumim cu prea puțin, nu cumva ar trebui să mergem pe pariuri câștigătoare, adică să facem lucruri chiar de făcut. Eu am impresia că asta nu se prea întâmplă. Sunt mize mărunte, administrația se împotmolește în ele, sunt mize foarte mari, este tot un fel de a ne împotmoli, dar în ceruri. Adică ne împotmolim în noroiul din șanțurile de pe Aurel Vlaicu, sau ne pot în norii acestei uh, candidaturi, nu e așa, importante, simbolice, puternice, simbolice și atât, un simbol descărnat, din păcate. Când e vorba de activități concrete, poate mai degrabă modeste, nu la nivel mondial, intergalactic chiar, când e vorba de chestiuni mai degrabă modeste, acolo lipsește ceva, nu știm ce voința, ambiția, dorința, posibilitatea, capacitatea, etc. Și am în un subiect foarte precis, prefer însă să nu-l nominalizez în această seară, dar vine timpul să îl nominalizăm. Vine și acel timp, stimați telespectatori. Apropo de mize mari, nu doar la nivel local, ci și la nivel național, un articol de Mircea Marian pe newsweek.ro spune catastrofa în absorpția fondurilor de coeziune continuă, avans de 0,8% în ultima lună. Așadar, este catastrofă această cifră. Astea sunt ultimele date publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În ultimele 30 de zile s-au atras doar 0,8% din fondurile de coeziune. Ultima raportare arată că rata de absorpție a trecut de ce doar 0,8, nici în ceea ce privește sumele solicitate la plată, așa numită rată de absorpție curentă, nici acolo nu se evoluase spectaculos. De la 39,94% la 28 februarie s-a ajuns la 40,5% la 2 aprilie. Pe programul infrastructură mare, unde, unde sunt finanțate printre altele autostrăzile, pur și simplu nu s-a absorbit niciun euro în ultimele 30 de zile data de absorpție efectivă a fondurilor europene de coeziune a evoluat astfel de la schimbarea lui Marcel Boloș cu Cristian Ghina. 4 decembrie 2020 era la 30,45%, iar la 2 aprilie a ajuns la 34,43%. Sumele trebuie cheltuite până la finalul anului 2023, adunând și prefinanțările din fondurile de coeziune, mai sunt de cheltuit 13 miliarde. Așadar, vorbim, vorbim despre sume mari, sume uriașe, dar se pare România nu este capabilă să absoarbă aceste sume, să le folosească, deci, cu alte cuvinte. De ce se întâmplă asta? <coughs> nu știu. N-am un răspuns. Nu avem oameni pregătiți, nu avem dorință, nu avem voință, nu se poate, nu știm, etc., etc. Multe răspunsuri, cred că toate reale până la urmă. Și acum să discutăm un pic despre un sondaj realizat de Medlife. Sondajul spune că intenția de vaccinare în România este mult sub valorile la care era estimată inițial, mult sub acele valori. Dacă percepția nu se modifică în cursul lunii iunie, cel mai probabil România nu va mai avea pe cine să vaccineze. Rata de vaccinare estimată până la finalul anului 2021 este de 27-31% din totalul populației din România, respectiv 5 milioane de persoane. Cu gura mea am spus în această emisiune că 5 milioane este un maximum pe care îl prevăd, pe care îl simt, îl miros în legătură cu plafonul de vaccinați în România. Acum acest sondaj vine chiar cu această cifră, desigur este o estimare grosolană, dar E o estimare, și cred și eu în continuare, că nu vom trece de acest plafon. Educația este unul dintre principalii factori care influențează puternic intenția de vaccinare. Cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât rata de vaccinare este mai mare. Teama de efectele adverse generate de vaccin pe termen lung sau mediu este motivul principal de refuzului de a se vaccina oamenii reprezentanții MedLife atrag din nou atenția asupra necesității de adaptare urgentă a strategiei naționale de vaccinare și de implicarea principalor actori din societate pentru a determina un număr cât mai mare de români să se vaccineze. Avem nevoie de implicarea polilor de încredere ai societății, precum biserica, armata, societatea civilă. Dar, <coughs> sigur că biserica, la nivelul ei maxim, la nivelul patriarhiei, vine mereu cu acele răspunsuri foarte elegant construite, în care spune că da, susține vaccinarea, susține medicina, știința, vaccinul este ok, e chiar o binecuvântare divină că oamenii de știință l-au uh, descoperit, etc. Sigur că da. Nivelul declarativ este una, însă și ce se întâmplă la talpa țării, la parohiile alea micuțe, uh, e cu totul altceva, e cu totul altă realitate. Realitatea de jos, realitatea mai puțin vizibilă, este una mai degrabă sceptică. Și nu cred că mesajul de sus, de la, din dealul Patriarhiei, ajunge până acolo la nivelul parohilor mărunte. Așadar, biserica poate fi un partener, dar mai degrabă un partener declarativ. Armata, pe de altă parte, cred, deja face ce poate. Sunt aceste unități mobile care sunt susținute de, de vaccinare, susținute de armată. Totul e militarizat oricum în țara asta. Pe unde te întorci, dai de niște grade, dai de niște epoleți. Uh, se pare că noi, fiind balcanici și prea lași, uh, nu putem să funcționăm dacă nu facem parte dintr-o ierarhie strictă și doar armata, se pare, oferă acest tip de mediu. Cât despre societatea civilă, societatea civilă este uh, devorată de stilul aur, pentru că de acolo provine dintr-o societate civilă speriată, uh, hărțuită de prea multe știri false sau parțial false, scoase din context, speriată, deci. Uh, nu cred că acești poli de încredere ai societății, Biserica, Armata și societatea civilă, pot fi de un ajutor consistent în privința campaniei de vaccinare. Nu cred asta. Armata face deja ce face, Biserica face cât poate, din acest punct de vedere, mai puțin decât ne imaginăm, iar societatea civilă nu există în România. Datele celui mai recent studiu realizat de MedLife cu scopul de a estima numărul persoanelor decise să se vaccineze, Arată că intenția de vaccinare a românilor este sub așteptările inițiale. Mai exact, estimările actuale indică faptul că doar 5 milioane de români se vor vaccina până la finalul anului, ceea ce înseamnă o rată de 27-31% din totalul persoanelor rezidente în România, care au împlinit cel puțin 16 ani, deși estimările inițiale erau că vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate până la sfârșitul lunii septembrie. Se pare că intenția de vaccinare este mult sub aceste așteptări, e vorba deci de 5 milioane până la finalul anului. Problema nu va mai fi dată de lipsa disponibilității vaccinurilor, având în vedere că deja numărul locurilor disponibile pentru vaccinare a depășit numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare. Dacă percepția nu se modifică în cursul lunii iunie, cel mai probabil România nu va mai avea pe cine să vaccineze. Doar 10-13% din populația României are intenția fermă de a se vaccina în perioada imediat următoare? Studiul realizat de MedLife estimează un număr de aproximativ 2 milioane de persoane cu intenția fermă de a se vaccina cât mai repede sau nu mai târziu de luna viitoare. 3-4% iau în calcul vaccinarea peste 3, 6, 12 luni sau chiar peste un an. Ca să vadă dacă între timp nu ne-au crescut nouă vaccinaților aripioare 5G. Conform datelor obținute, cea mai mare rată de vaccinare se remarcă în mediul urban, unde se estimează că aproximativ 33-38% din totalul persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani se vor vaccina până la finalul anului. În schimb, în rural, rata de vaccinare estimată până în, 20 decembrie, până în decembrie 2021 este de maximum 23% din totalul populației de peste 16 ani. În urban s-au vaccinat deja semnificativ mai mulți, Nivelul de educație este un factor care influențează major intenția de vaccinare, fiind în relație direct proporțională, mai ales mai exact cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât cresc și ratele de vaccinare din prezent și așteptate la final de an. Bărbații, persoanele peste 50 de ani și cele care au făcut forme medii sau severe ale bolii sunt mai deschise la ideea de vaccinare, dar acum trebuie luat în calcul și faptul că mai ales bărbaților este frică de AC. Nu de vaccinul în sine, nu de Bill Gates și microcipurile 5G, de AC. Și decât să meargă să le bage cineva un AC în umăr și să-i vaccineze, mai bine fac de 10 ori COVID. Asta până când fac COVID, desigur. Așa-și imaginează. Dar evită înțeparea. Bărbații sunt mai fragili, am mai spus-o. Nu este niciun secret, nu este nicio rușine. Noi suntem mai vulnerabili, noi suntem mai. Uh, impresionabil, mai ales când vorbim despre doctori, ace, sânge și altele din aceeași categorie. Dar, stimați respectatori, spre finalul emisiunii să mai spunem și că uh, alocația de hrană pentru bolnavii din spitale va crește începând din luna mai. Probabil nu vom mai vedea acele știri teribile cu mâncarea bolnavilor în spitale, Mâncarea compusă dintr-o zeamă chioară cu niște varză murată pe fundul farfuriei, un fel de mâncare de penitenciar din perioada uh, comunistă. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri o hotărâre care prevede că începând cu luna mai 2021, alocația de hrană pentru pacienții din unitățile sanitare se va actualiza cu indicele prețurilor de consum la mărfuri alimentare. În perioada 2018-2020 de 109,72%. Așadar, asta s-a întâmplat la solicitarea Ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu, cred că e cel care a pornit, a pus această solicitare pe masa guvernului. Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi hotărârea pentru modificarea conform nou actului normativ începând cu luna mai 2021. Alocația de hrană crește, se dublează, deci un pic peste dublat. Mai multe spitale, mai mult, spitale care au și alte resurse bugetare, în afară de fondurile CNAS și de la bugetul de stat, pot crește alocația și mai mult. A fost reglementată modalitatea de majorare a alocațiilor de hrană la solicitarea conducătorului unității sanitare. Așadar, sperăm, nu-i așa, că vom scăpa de imaginile uh, teribile cu mâncarea aia groaznică, uh, nu doar fără gust, ci chiar fără consistență, care se mai practică în unele spitale. Dar să mergem de aici, stimați telespectatori, undeva mai la nord-est, dincolo de Iași, unde Ucraina a adoptat legea de convocare a rezerviștilor, dar fără decretarea mobilizării pe fondul tensiunilor cu Rusia. Președintele ucrainean Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezerviștilor pentru serviciul militar fără a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri președinția de la Kiev, transmit Reuters și Ager Aprobată de Parlament în martie, permite o întărire semnificativă a forțelor armate în contextul escaladării tensiunilor cu Rusia, va face posibilă suplimentarea rapidă a unităților militare ale tuturor forțelor de apărare. Chievul și Rusia în acest moment, desigur, se ceartă pentru că se acuză reciproc de intensificarea ciocnirilor în Donbass, unde trupe ucrainene luptă cu separatisti sprijiniți de Rusia într-un conflict despre care Ucraina afirmă că s-a soldat cu 14.000 de morți începând din 2014. Ucraina, aliații săi occidentali și NATO au acuzat Rusia de masarea provocatoare de trupe la frontiera estică a Ucrainei și în Crimea. La rândul său, Rusia a denunțat activitatea provocatoare a Statelor Unite și NATO în regiunea Mării Negre. Marea Neagră devine în acest moment. Butoiul cu pulbere cuiului pe pelea, spuneți cum vreți, în dinamica geopolitică a locului fierbe, Marea Neagră, aș spune chiar la propriu. Dacă se mai învârt multe vapoare de război pe aici, chiar o vom vedea fierbând. Iar Vladimir Putin, desigur, nu se oprește doar la niște declarații simple, el spune mai mult că le transmite rivalilor externi, pentru că aici nu intră doar Ucraina. Să nu treacă linia roșie în relațiile cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Occidentul, într-o mulțime de dosare. Spune Putin, sper că nimănui nu-i va veni ideea de a trece linia roșie cu Rusia, a afirmat președintele rus, avertizându-i pe cei care vor lua intențiile noastre bune drept slăbiciune, dar noi vom stabili singuri pe unde trece aceasta, adică linia roșie. Adăugă Vladimir Putin în discursul său anual către adunarea federală, Parlamentul bicameral, în aluzie la numeroasele divergențe cu Occidentul, însă fără a specifica despre ce limite este vorba. El a avertizat Occidentul că va regreta orice provocare împotriva intereselor Rusiei și a spus că răspunsul Moscovei va fi unul rapid și dur. În același timp, Putin a denunțat ceea ce el a numit acte nefondate și neprietenoase continue la adresa Rusiei. Pentru unele țări a devenit un fel de sport să atace Rusia din nimic, a spus președintele rus. Cu toate acestea, Putin nu a făcut referiri precise la marile dosare asupra cărora Rusia are poziții divergente față de SUA și UE. Vorbind în fața celor două camere reunite ale adunării federale, Putin a insistat că Moscova s-a străduit din totdeauna să aibă relații bune cu alte țări și speră că niciun stat străin nu va trece liniile roșii în relația cu Rusia vorbind despre linii roșii, cred că avem aici un specialist în a le trece. O să ne gândim doar la ce s-a întâmplat în Cehia, la ce s-a întâmplat în Marea Britanie, la nenumăratele linii roșii pe care Federația Rusă, Rusia, le trece fără niciun fel de problemă și care, desigur, n-au cum altfel decât să bage spaima în lumea civilizată. Or fi și provocări din partea NATO a Occidentului, cum se exprimă Vladimir Putin, dar cred că nimic nu se compară cu uh, ceea ce este până la urmă activitatea permanentă de, să hai să spunem, hărțuire, zic bine, a stabilității, că vorbim de stabilitatea unei țări sau de stabilitatea unei construcții, cum este Uniunea Europeană, hărțuire din partea uh, Federației Ruse. Nu poți să arăți cu degetul, nu poți să-i spui aia e, de aici începe și aici se termină, pentru că, după cum bine știți, agenții de influență sunt Diversi, bine ascunși, bine uh, camuflați și ei au fețe din cele mai cuvioase, unii au niște bărbi impresionante, alții sunt pur și simplu grăsuți și gălăgioși, iar alții sunt, uh, sau par, niște intelectuali uh, care se învârt pe axa Turcia-Rusia, sau mă rog, se plimbă pe axa Turcia-Rusia, detestând cam tot ce înseamnă o atitudine, să spunem, deschisă chiar democratică în România. Sunt personaje pe care și dumneavoastră le cunoașteți, le vedeți, le știți, le ascultați și poate chiar vă influențează. Așa funcționează deci Federația Rusă, dincolo de fermele de troli, despre care s-a tot auzit, dincolo de nivelul ăsta de influență, mai sunt și agenți, mai mici sau mai mari, proști, utili, utili care sunt inteligenți pentru că profită de pe urma acestui interes și atunci îi vedem și pe ei manifestându-se în jurul nostru. Așadar, Războiul, să-i spunem așa, e unul hibrid început deja de multă vreme și suntem sau asistăm la el în fiecare zi a vieților noastre petrecute, inclusiv aici în România și oriunde am fi în Europa mai ales, pentru că influența este una mai degrabă insidioasă, la un nivel greu de identificat, dar care are efect pentru că se produce conform unui plan. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea și în această seară. Eu mă opresc aici, vă dau întâlnire din nou, mâine, de la ora 20, cu alte subiecte. Sper întotdeauna să vorbim mai puțin despre COVID-19 și cred că vom ajunge să scăpăm de el în curând, ca subiect cel puțin. Seară bună, pe mâine!